Accidentul a avut loc aseară pe DN6, aproape de granița dintre județele Mehedinți și Cara Severin. Trei persoane aflate într-un autoturism plecaseră de la Orșova și se îndreptau către Băile Herculane. La un moment dat, șoferița, o femeie de 30 de ani, a vrut să întoarcă mașina, deși era linie continuă. Inexplicabil, nu a văzut că din față venea cu viteză un alt vehicul. Șoferul acestuia nu a mai putut evita impactul cu mașina care i-a apărut brusc în față. Impactul a fost atât de violent că autoturismul în care se aflau cei trei oameni a fost pulberat de pe șosea, iar una dintre victime a fost aruncată din mașină. Seatul acela a întors, a vrut să întoarcă și acesta cu Skoda a venit drept și a lovit. Dar nu știu mai multe. La locul accidentului au ajuns pompierii de la descarcerare, trei ambulanțe și o auto specială smurt. A fost greu cele două victime din autovehicul, fiind încarcerate, a trebuit să acționăm cu sculele din dotare pentru extragerea acestora. În urma accidentului a rezultat decesul a trei persoane, care se aflau în autoturismul care nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers. Deși impactul a fost extrem de violent, șoferul celeilalte mașini, viceprimarul din Caransebeș, a scăpat nevătămat. El a fost testat, dar nu consumase alcool. În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală.